mă, știi când Olivia o găsiu cu capul în apă? Da, mă, și mai știți când l-au picat de Olivia o dată cu ea? Ui, dar chiar o fă fain. Ascultă, gata cu pretențiile, hai să mergem acasă. Mi-ai vrea să iau un parc. Păcat că mi-ai mult de distră. Are cineva să se distreze. Păi să știi ce himnon? Nu tu, dar parcă n-ai scăpat. Eu rămân de permanent cu viață. Ok, ce vrei? Și vrei să știi ce himnoza? Păi eu nu mă bag în așa ceva. Da, nici eu. Am nevoie de un voluntar. Hai să plec, nici gând. Altfel, scoate cuții. Nu, bine. Am nevoie de un voluntar. Nu eu. Păi să. Nu vreau. Este inadmisibil. Ce ai zis? Ok, mă încerc. Privește în ochii mei. Și o să număr până la 3. 1. 2. 3. Ce himnoză ciudată. Hai, că unde... Ionuț? Luis? Himnotizatule? Cum te cheamă, nebunule? Unde sunt? Pare a fi o ciupercă. Este un pic. Ciupercile nu sunt mici. Claudia! Claudia! Bună, culuturul, ce faci? Claudia? Cine e Claudia? Tu! Cum adică? Păi nu știu cum, dar pe mine mă cheamă Georgiel. Georgiel? Da, cum să nu? Ok, îmi spuneți-mi unde sunt, că acum începe să fie cam ciudat. Ce cu ciuperca asta mare? Asta este casa piticilor. Casa piticilor? Da. Unde-s piticii? Piticii sunt la hibernare. Ok, da. Ești mai alți oameni aici sau numai noi doi? Normal că mai sunt. Am uitat să-i chem. Să-i chem? Da. Bună ziua! Ce vă putem servi? Eu aș vrea un crevete. Ok, poftim. Tu ce vrei? Ce fac cu... Oița. Ce mă ciutat. Ok. Bună ziua! Ok, bună ziua. Cu ce vrei să vă servesc? Aici, eu aș vrea niște fân. Ce ai zis? Fân? Ce înseamnă ăla? N-am auzit niciodată de cuvântul ăla. Cine e ăla? Ăsta e asistentul meu, Porky. Ok, nu mai merge. La fel vreau un crevete. Poftiți. Măcar crevetele buni. Merizată, fi tare, pa! Ok, cine a fost asta și de ce nu este fân? Nu știu ce-i fânul. Ea este cea care îngrijește pe toți de aici. Uite-o. Ok, da, Georgiel, mai sunt câțiva porci. Bună ziua! Oh! Cu ce vă putem servi? Iar tu? N-am glumit. Eu sunt vrăjitoare. Oh, nu vrăjitoare. Fugi. Fugi, Aița, fugi. De ce? Fugi. Dar de ce trebuie să fug? Acel porc este o vrăjitoare. De ce se întâmplă dacă ăla tu? Te poate transforma într-o broască și nu mai poți reveni niciodată. Ok. Doi vrăjitori. Hai să mergem la ei. Ramona, bună ziua! Bună ziua! Doi oi și două vaci. Fă cunoștiță cu Dreblil și Drablun. Dreblil și Drablun? Da, suntem gemeni. Ok. Vreți o vrajă? Da, vrem o vrajă, gen să scupăm de furisita vrăjitoare aia. Păi... Ne facem puțin doar pentru a scăpa o alergie, o vrajă, ceva. Păi, da, dar o puțin ca să scăpăm de asta, nu? Păi, cum adică? E vrăjitoare. Noi nu suntem vrăjitoare. Păi, na, bun, v-am întrebat. Păi, na, doar altceva n-aveți? Nu știu. De ce se vrea găină?
Găina este asistenta vacilor. Păi, ce-o zis? O zis că Edici m-a întrebat ce vreți. Și mi-a zis că da. Că ce? Că a zis că n-are și... Mi-am amintit, avem o poțiune. Numai că n-o stricați. Desigur că n-o stricăm. Poftiți. Dați-i asta și s-o băgați în gură. În gură? Deci pe noapte. Dacă răsare luna, totul va fi pierdut. Du-te, Iița! Du-te! Adie! Alo, nenea vrăjitoare? Mătușa? Uite-o! Nu o să mă recunosc niciodată. Oia! Bună ziua! A, bună ziua! Ce putem să vă ajutăm? Hai, nu te mai preface! Știu că ești tu! Simțiți bine? O, nu tine te. Dar ce se întâmplă? Ajutor? Ok, nu știu ce se întâmplă. Băi, da, nu este o hipnoză asta, durează 10 minute. Păi, nu a trecut numai 5 minute. Uita. Uita. Mă trezesc eu. Ce s-a întâmplat? Am zis că era una care arăta ca Claudia pe nume Georgiel și apoi era o aia roză pe nume asistentă, nu știu cum o chema, și un asistent porc, porchi. Și încep... și apoi erau vrăjitoare porci care se prefăcea ca asistenta aia cu oaie roz și apoi erau vrăjitoare. Apoi ne-am dus la vrăjitorii vacilor și au zis că nu mai găsit și a venit un as și s-a trezit. Au vorbit cu gână, n-am înțeles limba, zici că era anima arabă modificată și apoi nu știu. Apoi m-am dus să-i dau poțiunea. Dacă ne-am dat poțiunea, a explodat. Și vezi că nu a explodat, m-am trezit. Bună poveste. Adică himneza mea a funcționat. Păi, da, nu mai vreau niciodată hipnoză. Să nu mai visez. La revedere, la revedere. Păi, să vezi eu visez eu la noapte. Fac asta, zi, imediat. Ce să faci? Medicamente? Că nu mai pot. Ce faci, mă, vrăjitor, visez, mă? Nu știu. Nu contează, dar... Hai să mergem acasă. Ce? Doar nu credeți că s-a terminat. Să vă aștepte partea a doua.